Senatoarea liberală Steliana Miron a adresat o întrebare în plen ministrului Liviu Dragnea de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, obiectul întrebării fiind drumul european E85. Steliana Miron, parlamentar pe zona de munte, a dorit să afle dacă România are vreo strategie reală de dezvoltare și dacă are, această strategie se referă la întreg teritoriul țării sau se focalizează doar pentru anumite regiuni. Senatorul liberal afirmă că în ultimii 25 de ani, județul Suceava a cunoscut o dezvoltare economică accentuată, constând în comercializarea masei lemnoase și apreciază că Suceava riscă să ajungă într-o perioadă extrem de scurtă o zonă fără potențial economic, izolată de restul României. De 25 de ani, pentru județul Suceava, se duce o politică de marginalizare. Toate investițiile guvernamentale importante ocolesc acest județ. Dacă facem o comparație cu Iașul sau cu Bacăul și chiar cu județul Neamț, vedem că investițiile în Suceava sunt mai mult modice. Considerăm că noi, toți politicienii din județul Suceava, trebuie să lăsăm deoparte divergențele doctrinare și să căutăm soluții reale ca județul Suceava să nu mai fie izolat. Astfel consider că prioritatea zero pentru a face și județul nostru cât mai accesibil și cât mai atractiv pentru investitori este modernizarea în cel mai scurt timp posibil a drumului european E85 de la Roman la Siret. Acest drum astăzi este o batjocoră la adresa sucevenilor și un factor inhibator pentru orice investitor serios care ar vrea să vină în județul Suceava. Suceava nu trebuie să fie doar exportatoare de masă lemnoasă. De asta am avut această întrebare adresată ieri în plenul Senatului, când vor fi bani și pentru investiții în acest județ și pentru modernizarea acestui drum. Domnule ministru, pentru Guvernul României, România înseamnă și Suceava? Și dacă da, când va fi, nu numai pentru resursele sale, ci și pentru investiții? Concluzionează senatorul liberal Steliana Miron.